ajuns la moment și puternici și cu lacrimi. Eu sunt plecată din țară de 20 și ceva de ani și să vă zic sincer, urmăresc tot ce se întâmplă în Moldova. Eu sper că o să fie tot bine. Schimbările spre bine din ultimul timp o motivează pe Veronica să revină acasă. Sunt cetățeană țării mele și mi-o iubesc și aș vrea ca să mergem în calea europeană. Larisa locuiește în capitala Republicii Moldova și se bucură că poate să-și vadă părinții mult mai des decât surorile plecate peste hotare. Odată la 2-3 săptămâni îmi fac timp să vin la părinți să-i cuprind și să-mi simt rădăcinile. Așa se spune, atât timp cât părinți sunt în viață, noi suntem copii. Tatiana a ales să rămână lângă părinți. Se mândrește cu faptul că provine dintr-o familie de gospodari. Nu i-aș închipui să mă duc peste hotare. Aș vrea poate mai multe de tati să-mi fac, să ajut băieții. Dar cred că, nu știu, destinul mă ține aici. Îmi iubesc țara, îmi iubesc satul. Avem un primar care face foarte mult pentru satul nostru. Apelăm la dânsul, ne ajută. Mama celor 7 fete spune că nu există zi în care să nu verse o lacrimă de dorul copilelor sale. Mă bucur de dânsi că vin, dar sunt departe. Numai asta mă bucur că avem telefoane și mai, dar pare dureros că sunt departe. Mă gândi ar fi în sat, că ar fi mai aproape, dar așa, prindem ceea ce este. Mă și pace, pace trebuie sănătate, că fără acestea noi nu putem să trecem. Trofim Belecciu a fost fierar întreaga sa viață și recunoaște că grijile gospodăriei erau lăsate pe el, iar de educația fetelor s-a ocupat mai mult soția. Eu nu prea așa știi, eu cu lucrul meu, dar e mai tare cu dânsul să ocupa. Mulțumim și este, mulțumim și odată. Așa mă fată, un băiat. Șapte fete. Așa am trăit până acum. Și de aici încoace, dar cum ne-a dat Dumnezeu. Dar poate mai faci mă un băiat, Rufin. Ha, dintr-o zi. Prezentă la nunta de aur, locuitoarea satului Talmaza, Efrosinia Boligari, mărturisește că exemplul acestei familii, care a trăit jumătate de secol într-o căsnicie fericită și puternică, este demn de urmat. Copiii s-au adunat de peste tot. A făcut o surpriză la părinți pe ultima zi, le-a spus-le, că iată, vrem să facem nunta de aur. Deci părinții nu le venea crede. Ce vin fetele acasă? Deci știe, copilașii care se plecați pe hotare, știe că dor de casă întotdeauna este. Și părinții întotdeauna așteaptă cu lacrimi acasă. Dragi noștri consăteni, moldoveni, toți care au părinți până și în ziua de azi, care zvii încă, veniți acasă.